Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Apune soarele peste prăznuirea Sfântului Samson, primitorul de oaspeți și a cuvioasei Ioana, una dintre mironosițe. E, într-un fel sau altul, ziua în care pomenim pe cei care sunt ospitalieri și primitori de oaspeți și, pe de altă parte, pe această femeie mironosiță care, după tradiție, va fi fost și moașa lui Hristos la naștere, cea care l-a îmbăiat din tâi și l-a îngrijit din tâi, stând alături de Maica Domnului în procesul, sunt convins, deloc ușor, dat de nașterea Mântuitorului Hristos. Cu alte cuvinte, cei care știu să primească o ospăție și cei care știu să le îngrijească pe Hristos rămân în istorie. Poate că n-ar fi rău să învățăm din aceasta. Ne întoarcem la comentariul asupra acestui psalm minunat, 118. Nu, n-am să citesc versetul 78 care spune să se rușineze cei mândri că pe nedrept m-au prigonit, pentru că pare un pic așa în viețile noastre, toți suntem mândri. Dar merită să fie recitat și recitit acest verset excepțional. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptările tale ca să nu mă rușinez, sau, versetul 81, se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit. Nu se putea o așezare în verb mai frumoasă decât se topește inima mea, se topește sufletul meu după mântuirea ta. Oare câți dintre noi mai gândim așa asupra lui Dumnezeu? Câți dintre noi nu împlinim decât așa un fel de negociere de fiecare zi cu Dumnezeu, uitând că, de fapt, pentru a fi cu Hristos trebuie să ni se topească sufletul de dragul Lui. E important să reținem acest lucru și pentru aceea că atunci când Domnul îi cere lui David, în aceeași psalm se păstrează versetul Fiule, dă-mi inima ta, de fapt cere ca această inimă să se topească după chipul și spre asemănarea cu Dumnezeu. E foarte greu să-mi spuneți, fără îndoială, dar nu ne obligă nimeni să uităm să iubim. Nu ne poate cere nimeni să uităm să apreciem ceea ce este de apreciat, să ne minunăm de lucrurile cu adevărat minunate din jurul nostru. Taina aceasta este legată de tot ceea ce ne dăruiește Hristos în fiecare zi a vieții noastre. Este legată oarecum de taina aceasta pe care și Psaltirea ne-o pune la îndemână. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia? Că m-am făcut ca un foale la brumă, dar în dreptările tale nu le-am uitat. Cine mai poate gândi atât de metaforic când se spune că seamănă cu foalele la brumă, adică tot ceea ce putea să pornească focul înghețase și ceea ce putea să dăruiască aerul cald care topește fierul înghețase sub stratul de brumă. Așa suntem de cele mai multe ori, oarecum împietriți sub un strat gros de brumă și chiar numai Dumnezeu, prin dragostea Lui, face să se topească de pe noi această tristețe adâncă de a nu mai da foc înapoi lui Dumnezeu care este foc. Dar în acest psalm o vom citi și pe mai departe. Astăzi reținem așa, ospeție, dragoste pentru Hristos și topeala inimii după Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.